mai văzut această așezare a Ceahlăului cu doi jucători de atac. Sunt în același timp în teren și Pavel și, și Cârjan. Să vedem însă atacul Petrolului cu Filip. Pasă pe culoar pentru Tamuz. Tamuz driblează, șutează. Calancea reușește să respingă. S-au încurcat un pic între ei acolo. Toto Tamuz și Victoria Ceahlăului urmăreau amândoi balonul. Bine șutul lui Murat Satli! Plasa laterală, ce bombardament este la poarta Ceahlăului. Rezistă cu greu nemțenii. Din toate pozițiile trag jucătorii Petrolului, încercând să-și facă un final de meci mai liniștit, să-și dubleze avantajul de pe tabelă.